Uh, salut prieteni, uh, eu sunt Dan Techșan. Uh, Încăcum că am un antivirus fals sau la... da, nu fel de fake n-a voia să testez. Astăzi vreau să testez uh, un uh, program fals de optimizare, pardon, un program fals de optimizare al calculatorului. O uh, să dam jos screensaver-ul. Eu zic eu zic referitor la uh, un fake system de fragmentare. Un program fals care pretinde că optimizează computerul, dar eu cred că e o minciună. Iar eu mă trezesc uh, cu mesajele astea iurite. Iar mie mi se spune să cumpăr uh, produsul. Nu, no, efectiv, uh, memoria asta uh, HD scan, activation uh, Mie mi se pare uh, cam absurd pentru că el îl cheamă HDD Scan. HDD Scan. Dar de ce îl cheamă HDD Scan? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce îl cheamă HDD Scan. Uh, mai face o prostie. Îmi blochează Task mea. situația în unele situații asta are o problemă. Unor blochează task managerul Altor nu blochează task manager-ul. Unor blochează task manager-ul. Altor nu. Nu îl blochează. Ask me again later. If the disk fails before the next warning, you could lose all of the programs and documents on the disk. Da, uh, ăsta este fișierul la DLL. Chiar dacă elimin procesul, Explorerul e deturnat. Credeți-mă că v-am spus într-un alt filmuleț că Windows No Disk, erorile astea false, nu este de la XE, de la fișierul ăsta în caractere aleratoriu. K, X, -C -Q -B -B -M -M -C .X -E, numele alerator la fișier. DLL-ul ăsta s a putea să fie de vină pentru uh, explorerul ăsta absurd vedeți? Windows no disc vreau să mă duc la proces exe v-am spus da El Are mai multe erori Să nu cred că el toate Erorile astea Troianu El efectiv își alege și pe internet Nu pot să scap de eroarea asta Efectiv. Nu merge. Pri som idiot. Aveam uh, multe fiși importante cu British Hair. British Hair. Aoleu În japoneză În japoneză îmi zice că folderul Documents programs nu este uh, valid. Nu este valid. Te rog frumos să încerci din nou și să verifici dacă fișierul este prezent sau nu. Mai zice că eroare critică. Hard drive nu a fost găsit. Hard drive pierdut. Pardon. Hard drive, drive, pierdut. Pă bune. Hard drive pierdut. Mai zice și că nu poate să găsească spațiu. Dar e o minciună. Da. Asta nu mă detunează pe mine, n-am... Să ei Ai zice, damage hard drive class detected, private data is at risk. Zice că n-am hard, zice că n-am hard drive, zice că n-am spațiu! Ce zici că n-am hard? Poftim minciuna, ok? Cu roz înseamnă spațiu uh, free. Cu asta înseamnă albastru, spațiu uh, folosit, iar ăsta spațiu liber. Deci minciuna e în virusul ăsta. Da. Ceea care mi-a spart doința de not merită o pedeapsă. Pedeapsă foarte mare. Da. Uh, S-ar putea să mă trezesc cu uh, Windows-ul. Încă îmi zice uh, următoarele erori, parcă. Erorile astea uh, zice că, fai, mă! Nu poate să găsească spațiu. Ăsta e doar în capul tău, da? Ăsta e doar în capul virusului. Uh, am multe poze cu British Short Hair, cred. Nu mai le am. Pentru că sunt locuite de virusul ăsta. Pe ce păcăresc? Pot cum am de pop. Da. Pot. Da. Ne s a putea să pot comandă de pom și regedit. Dar nu este suficient pentru că virusii se pot reinstala. Nu pot să elimin procese cu Task manager pentru că virusul își poate reveni. Poate să-și revină troianul ăsta, fosind de DLL cu caractere aleratorii. V-am spus. Te o spune mi asta mai târziu. Dar nu vreau să-mi spui mai târziu că... Of. Fița hard drive-ul, măti! Îmi zice că s-a și oprit. Hai mă, da. Asta e chiar virusul pe care... mie uh, îmi vă mine... Hai mă. Eu până când m-am dus la Mega, Liliac, că o șansă să-mi umplu încărcătura pentru nebune. Aoleo. Nu mai am poze a dispărut tot. Asta. U! Uh! Asta cred că a blocat. Să încercăm să-l deinstalăm. Perfect. No. tate te naibi. Da, toate erorile astea duc spre troia uh, Troianul ăsta, fake Defragmenter fragmentar. <gri> Sekiro. Io ce l'hai vedere. Mm, da. Ești la l'hai vedere. zis, si da. Mm, da. Exact. Pe mine mă cam supără. Mă cam supără. Virusul ăsta. Este chiar inervant. Da. Dacă nu mă uit cu ochii pe telefon sau pe altceva, nu o să-mi iasă să zic o prostie mai mare ca mine. Sau s-a putea să zic. Ai, dă mă da. De să fiu o logodită, mai bine nu -mi furai frisomul, pui de capul tău. Da. Ai zice că. N-am spațiu. Păi, da, te duci cu spațiul ăsta. Uitați minciuna. Va iar. Că ce spune? O doare un cap! Virusul ăsta a găsit toată nebunia. Ahaha. Aha. Ce vrea să facă virusul din mine? Cred că foarte multe. <fixi> epuizat Angry Birds Epic. E puizat în engleba zepic. puizat de atâta engleba zepic. Pinkie Pie e o nebună. Pinkie Pie nu poate să fie la o bară de dans. Olifensul Pinkie Pie a fost pierdut. N-a putut să se salveze scriptul în ghebă epic. Asta din cauza lui Lorem sau altui ero altă eroare petrecută. Da, da. Pe ce păcălesc eu? Pinkie Pie... Bine că nu m-am înnecat cu microfonul. Nu mai te neca cu microfonul, Aline. Din ce vorbești? Din greșeală am vrut să vorbesc în fața microfonului și mi a ieșit, uh, ieșit, dar. Uh. Pinky bai e o nebună? Da. Una care să nu fie stripăriță? Nu. No. Alta care să fie în cost de baie pe la militar? Da. Ce e să fii ratat, Aline. Mă ia capul acum de nervi. Mai se și plângea Liliac după aia. Mai și zicea. Ce a zis? Nu va să mai dau ochi cu... Da. Ăsta... Win help. Da. Pinky Pie, nu e o frumoasă de baie. Never mind. Du-te la calculator, Aline. M-am gândit că cu cât am avut-o pe Pinky în dress de baie de când am eu clasa 8 -a, nu îmi zice capul să fie Pinky în, în asemenea costum de baie. Înseamnă, cu cât de prost ești și să te uiți într-un telefon în loc să te uiți la înregistrarea ta, cu atât provoci o diferență Pinky pai să fie la negru. Sau Dark Blood. Dark Blood. <laughs> Dark Blood este bosul din Sekiro modat. Căutați-l pe net. Sau Elden Ring. Sau amândoi. Repornește calculatorul. Repet! Repornește-l! dă naibii! No, aparent virusul ăsta ă, s a putea să se reinstaleze de la sine. Dacă tu vrei să deinstalezi virusul, dacă îl activezi pe fake de fragmentul, ăsta își scoate payload-ul și rămâne decât scannerul. Adică el își suspendă toate activitățile astea periculoase, iar el o să rămână activat, o să se prefacă ca și cu mort. Păi, dar eu nu vreau să activez virusul ăsta, că virusul ăsta Încă îmi dăunează daune. Păi, da. nu chiar că da. Nu! Uh! M -a, m -a, m -a, cred că mă lăsam cu a, computerul a, la ecranul ăsta negru pentru că el se tot dă drept Troianul nebun. Se dă drept virusul ăsta orice-i în cale. Da. Îmi zice aici n-ai legătură cu activare, deci ai legătură cu KG Pirate. Nu cred că fac să mă pun cu așa ceva, credeți-mă. Windows Server uh, 2008. O să mă întrebe de ce am oprit calculatorul. Din cauza unui fake de fragmenter. fake de fragmenter ăsta de râs mai nervat. Și acum asta o să se ruleze, o să... Ești o nebună, baby. You virus. Uh! Ăia înseamnă că este uh, virusul uh, Încearcă să se cam ruleze. Aaa! Ecranul negru! Aoleo! Engine Cum dracu permiți? A, fă după repornire, Troianul lasă totul în negru după care îți deturnează ție calculatorul. Este o clonă de al altora virus. Este o clonă de alul WinHD Check Disk Check discu cu are modul. După cum vedeți, aici am controlul delete. Dar după cum vedeți, eu nu pot să rulez task manager. Dar ba da, dar a doua oară nu o să iasă task manager Nu o să mai meargă, nu o să mai uh... Uh, ai, comanda de prompt. Acum nu mai o ai. Aveai șansa. Dar după cum vedeți, HDD Scan are o porcărie de circa 1000%. Ah, o fi ragenici cu satisfacerea Pinkie Pie. O bucată de virus prost. Piece of shit. No, aparent uh, virusul ăsta uh, este extrem de periculos când îl atingi. Uh, fă dezactivează că îți dezactivează managerul de activități Uh, și uh, alte uh, componente Windows. Uh, după cum m-am gândit eu că ăsta îl cheamă, cheamă HD Scan. HD Scan este un nume bonav pentru un virus pe care nu el a făcut. Nu eu. Nu eu, eu, eu... Eu doar l-am testat! Virusul ăsta a fost lansat în uh, 2011 și 2012. Păi în secolul 21 sau 20, Pandemia de virus care se pretind că optimizează calculatoarele a infectat jumătate din populație global. Ce primele top 3 țări care au fost infestate erau Washington, uh, America, România, pe Softpedia și Pakistan. Ce? Japonezii și chinezii au găsit virusul ăsta, au fost și ei infestați. Deci de la numărul 4 la 5 China și Japonia se înregistrează în calculatoare infectate cu AGD-scan sau altă clonă de-a familia de răgueri. Uh, familia de scanere false. Aparent, uh... nu Văd că... Nu pot să... Rebootez. în safe mod ar merge. Nu, nu, nu în safe mod, că în safe mod deja nu pot să mai intru la nimic, trebuie să... Sau nu mai am documentele. Nu mai am documentele, trebuie să le copiez pe undeva, că... Credeți-mă că trebuie să caut pe undeva... Trollweds, uh... Trollreads. astea sunt descărcările. Trebuie să caută uh, de undeva uh, un program unde să pot să, pot să îl uh, de, să îl determin pe virusul ăsta să plece. Uh, virusul ăsta uh, s putea să nu blocheze ăsta. E o șansă. Uh, fost sau să fie pus să fie șters după repornire. Iar el după repornire trebuie să scanăm virusul. Neapărat. Start remove virus. Yes. Ăsta elimină aproape toate clonele fixe de Ăsta o moară, moară toate toți și faci, făcuți din secolul 21 și 20. Radu, pardon. Pardon. Ăsta îl pe HDD Scan, pe Data Recovery, pe... Uh, pardon, uh, nu mi am amintesc mulți. Good Memory, My Disk, Disk OK, HDD uh, de Fragmenter, Check Disk, bla bla bla, atâtea clone are virusul ăsta încât, nu știu, s-a închis nu pot să trebuie să n-am ce deci vreau să spun, e decât să elimin procesul ăsta. Dar trebuie să elimin procesul ăsta după care mă duc în safe mode. Mă duc în safe mode, dar asta nici n-a găsit. Virusul ăsta spune că da, le-ai eliminat pe toți. A eliminat fișele temporare de internet și a eliminat... -o... Ei, scan. Zice că va fi șters în repornire, ok? Zice că vor fi șterse după repornire. Payload-ul, virusul ăsta, payload-ul virusului va fi șters după repornire. După cum vedeți, payload-ul, uh, payload-ul uh, payload uh, EXE și payload-ul uh, DLL, zice că vor fi șterse după rebootare. Da, da, el uh, uh, Zice că... v rezolvat. Das Manager. Da. Mergem la de prompt. Acum am prompt. Perfect. Puteți să rulăm. Eu aș vrea să punesc calculatorul, după care vreau să îl scot pe DLL-ul ăsta din el. Iarăși. Pentru că dll e implantat. Să porni computerul, cred. Cred că dacă repornim calculatorul, cred că... Si cam i-a restart. Motivul pentru care îl repornesc este AGD scan. Nu, asta scrie în japoneză. Never mind. Nu ia la nimereala Trebuie să selectez asta. Selectează asta, da? Trebuie să iei uh, shift. Da, 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 da. scan can, virus. It's infesting um, other server programs. Mm, da. nu pasă că am pus punct sau dialog sau ceva, trebuie să-l repune, să pot să scap de el. Vedem ce-a făcut. Asta va fi repornit după uh, repornire. Dar problema mea este că DNL-ul ăsta este prea implantat încât... El nici nu știu dacă astea vor fi șterse, dar mă gândesc că poate virusul ăsta nu o să le șteargă. Mă gândesc că virusul nu o să fie ștersă, pentru că DLL-ul tot stă implantat. Stă implantat în Explorer, din cauza asta mai și face figur să se reinstaleze cu ajutorul DLL-ului. Dacă procesul exe este eliminat, el își poate renaște uh, virusul și fake scanarea falsă. Indiferent dacă vrei să rulezi cu de prom sau intre Explorer sau Task Manager. Cred că am scos virusul. Cred că ne putem duce la temp. Temporarii. Mergem la temp. Vedem că virusul ăsta a lăsat un fișier bitamp. Ăsta parcă ar fi tapetul meu. Zici că e tapetul meu, dar nu-i tapet. L vedeți? Ăsta e totul negru. Zici că e totul negru. Zic, aoleo. Tot de Ăsta este un... Un tape de fundală negru. Să pretindă că, n -am, că am probleme pe hard. Ăsta pretinde orice el, dar... Eu cred că programele astea ne merg strună. Sper să meargă, că eu uh, deja o să testez de asemenea. Perfect. Să ștergem asta. Perfect. Poate și pe asta. Ok. Da. Am eliminat Troianul. Nu o să mai aibă permisiunea de a fi șters. Șterge l Yes. El o să fie în uh, pus la gunoi. Iar HD Scan o să fie furios foarte mult. A nu înțeleg ce se întâmplă aici. La naiba sunt expert în a ucide programe mălițioase. La naiba sunt puțin cam supărat. Da, mamă, dacă vrei să discutăm, discutăm mai târziu. Îți spune lui maică-mea nu! Nu vreau să mă enervez eu pe anumite cretine! O să murim! Ce a zis? A zis că să se ducă după British Short Hair și să dispară în credinea din viața lui că vrem să murim! Ha! asta cred că e luat din Madagascar. Da? Am scăpat de virus. Pot să-mi văd documentele. Perfect, pot să-mi văd documentele... Uh, lejer, fără să fiu supărat pe un virus. Da, dar programul ăsta Remove China Virus este cel mai tare. Îl puteți descărca gratuit de pe internet și puteți să ștergeți oricât de multe ani își faci vreți. O să vi-l pună chiar și pe site-ul meu. Ne -a, cam atât a fost simulețul. Ăsta a fost uh, HDD Scan. Sau HDD Scan. O zi minunată să aveți. Uh, la revedere!